Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare la alegere pentru luna octombrie. După cum vedeți, deja aveți pregătite seturile de cărți, aveți de ales între numărul 1, Pana sau acest set de cărți. Poate să o alegeți de aia, pun un picuț de umbră să vedeți. Acest medalion cu soarele, mi s-a părut că dă bine cu, setul al doilea de cărți. Și cuarțul fumuriu. Alături de acest set de cărți. Însă. Eventual, dacă nu v-ați hotărât, vă puneți pauză, vă gândiți bine ce vreți să alegeți. O să mai fie și alte cărți, evident, dar hai să vedem. Pentru luna octombrie, cei care ați ales această pană, în timp ce am amestecat, am văzut 10 de bâte și nebunul. Cred că unii dintre voi vreți să încheiați un ciclu. O situație care v-a consumat, în care eventual ați depus foarte mult efort și ceva om vedea, sau poate voi știți mai bine oricum decât mine, că e viața voastră, scuzați-mi. Iată, ceva s-a întâmplat, se mișcă lucrurile, vreți să o luați de la zero, asta e clar. Înainte de a folosi acest set de cărți, interesant, probabil că unii dintre voi vă concentrați pe muncă, pe casa voastră, pe, eu știu, jobul vostru, da? Asta e noua perspectivă pe care ați găsit-o, să zic, într-o așteptare, într-o situație în care ați așteptat, ați încercat să aveți răbdare, v-ați consumat, ați plâns. Nu, vreți să lucrați, să zic, la creșterea voastră, la stabilitatea voastră. Hai să vedem. Ce alte mesaje pentru numărul 1? Situație, o situație interesantă. Oh, ce frumos! Soarele. Vreți să puneți, nu să ai cruce, să puneți punct. Să puneți punct. Și să vă concentrați pe creșterea voastră spirituală cu soarele, pe manifestarea abundenței voastre, soarele și monezile, da, bănuții voștri, aurul vostru, dar nu doar aur fizic, ci și aur emoțional, soarele vostru, care trebuie să-l împărtășiți și cu alții și prin diferite abilități pe care le aveți, da. Interesant, ia uite, turnul a venit invers. Singura carte invers. Turnul care de obicei, nu care de obicei, care are numărul 19-19 asociat soarelui în tarot. Dar soarele apare sub forma de 31, de 4, de stabilitate. Creați o nouă etapă în viața voastră care vă aduce stabilitate. Nu e doar muncă, dragii mei, este și creație. Aveți 3 de 2 ori. Posibil o poveste de dragoste. N-a mers cu 6 îndrăgostiții și trebuie să vă reorientați. 0 și 1. Interesant. Poate că cineva nu vrea să renunțe la ceva, că turnul a venit invers. E o separare între voi și o persoană și probabil că persoana respectivă nu vrea să renunțe la această separare, nu știu. Dar eu cred că voi sunteți hotărâți să lăsați acest turn, această construcție veche să se dărâme ca să reconstruiți. Vedeți, are legătură. E o construcție, un haos prin care ați trecut, prin care poate încă mai treceți, dar pe care sunteți determinați să-l restructurați. Redesign. Au fost multe secrete, au fost multe confuzii, multe emoții în acea situație. Orice ar fi, poate să fie de dragoste profesională, karmică, clar, familiară, numărul 1, numărul 1 pe carte și apoi începe metalul. Deja am început-o, dar desfac setul celorlalte părți. Desfășor. Numărul 1, încă o carte despre situația prin care trec cei care are spam. Ok. Options.
Da, aveți opțiuni, măi. Aveți opțiuni și aveți încredere în voi. Aveți încredere în ceea ce vă spun visele. Interesant, poate ați avut un vis care vă ghidează într-o nouă direcție, să încheiați un ciclu, să lucrați la anumite aspecte ale voastre. Aveți încredere. Aveți încredere că Dumnezeu, că Universul vă susține în ce veți alege. Probabil că cu această balanță au fost situații cu turnul invers, cu ce mai văzusem eu, 10 de bâte, situații nedrepte, dezechilibrate, dar aveți opțiune, nu vă fixați pe o singură idee, pe o singură persoană, pe o singură relație, pe un singur job. Aveți opțiuni. Poate și o reorientare profesională, dar nu obligatoriu. Hai să vedem. Octombrie pentru numărul 1. Extraordinar. 10 de bâte l-am văzut și mai devreme diavolul. O să pun deoparte ca și că încă nu am tăiat cărțile. Iar e o situație karmică, toxică, nedreaptă, adictivă, poate și o poveste de dragoste care va consuma din cauza acestor exprimări, să zic. Sau mai bine zis, nu-i bine zis și exprimări, manifestări. Manifestări toxice, adictive. Doar varianta fizică, mai puțin emoțională. Doar lipsa de responsabilitate a unora în această poveste. Diavolul 15 și 10 de bute. Posibil ați lucrat foarte mult în această situație, repet, orice situație ar fi de dragoste, că avem 6 îndrăgostiții, sau poate să fie și la locul de muncă și acasă. Deveniți foarte defensivi, pentru că vreți să creați o nouă șansă, o nouă oportunitate pentru voi. Nu musai în această situație, rămâne de văzut. Hai. Uite-mi. Regina de cupe. Vreți să vă vindecați? Să vă bucurați de dragoste? De două suflete? Interesant, această regină de cupe are un vas și o cupă. Ambele reprezintă emoțiile noastre. Dar voi vreți un schimb de emoții de la egal la egal. Nu doar unul să se implice, nu doar unul să ofere și celălalt să trăiască într-un stil nesănătos. Asta înseamnă dorința de control, dorința de a se bucura de, eu știu, surogaturi, de validări pe termen scurt. Sunt multe. De multe. Ia uite, astfel de cupe. Da, vreți o nouă dragoste. Da, și se va manifesta. Creați în secret. Marea preoteasă și artistul. În secret creați, că am văzut 8 de monede și muncă, dar și creație, creați o nouă dragoste, o manifestați. Nu vreți relații toxice. Clar. Și vine probabil un personaj care vă va oferi ce aveți nevoie. Numărul 1, odată. De două ori. Au venit mai multe cărți, dar au venit și la alte cărți. La alte sete, de trei ori. Da, secrete, iar. Au fost luna. 1 octombrie. Asul de cupe, vedeți? Ce frumos! Asul de spade, wow! Marea preoteasă și nebunul. Am zis că am văzut nebunul? Reapare. Asul de cupe reapare în fața voastră. Marea preoteasă la fel. Intuiția vă spune că e cazul să o luați de la zero. Aveți nevoie de o dragoste curată, pură, de comunicare
În adevăr, fără minciuni, fără frici, că diavolul asta aduce manipulări, frici, minciuni. Multe. Da? La capătul setului de cărți, Regina de Spade. Da, ați plâns, ați iubit Regele de Cupe. Dar dacă este nevoie, sunteți pregătiți să vă eliberați și să vă concentrați, cum am zis. Aici este drăguț, este varianta, că tot suntem în zodia balanței. Fiecare om are o părticică de balanță în el. Este aspectul vostru care se manifestă în această perioadă. Gândirea voastră logică și dorința de a avea, repet, o relație bazată pe reciprocitate, pe adevăr, pe echilibru. Da? Și dacă ați plâns, ați plâns. Însă, sunteți pregătiți să. Vedeți, nebunul e un cerc. Să schimbați poziția 360 de grade și să vă reorientați către două cupe. Știți că e un suflet pereche care e predestinat. Îl veți întâlni, regele și regina de cupe. Îl veți întâlni. Dacă îndrăzniți să o luați de la zero. Asul de cupe înseamnă dragoste față de voi, vindecare. Care va atrage o nouă dragoste? Asul de spade înseamnă tăierea stringurilor, atașamentele acestea toxice, manifestarea care cuvântul? Vreau să zic unor victorii mentale. În primul rând, asupra confuziilor, asupra manipulărilor. Intuiția vă spune. Nu doar rațiunea, nu doar sufletul, și intuiția, conexiunea cu divinitatea, deci este alt element, al cincilea, eventual. Că trebuie să îndrăzniți să o luați de la zero. Și vânt bun vă doresc. Vânt bun. Aveți încredere. Cum ce? Aveți încredere. Hai să și clarificăm. Cât am vorbit? 15. Hai să și clarificăm. Bun, tot din setul ăsta de cărți și pe urmă din celelalte. Clarificăm asul de cupe. Asul de cupe, clarificăm asul de cupe pentru numărul 1. Vai, de ce mă bucur. Vreau să spun, nu știu dacă am spus, ați ales pana. Pana pentru mine înseamnă zbor, înseamnă eliberare, înseamnă ușurare de tot ce este materie densă, pardon, deasă, densă, s-au combinat. Gen, diavolul, valetul de spade. Veți vorbi despre această dragoste, despre această vindecare cu cineva, eventual veți primi vești despre dorința cuiva de a se împăca, de a vindeca, de a oferi dragoste, posibil și asta. Da, cineva care are multă pasiune, dar își face multe griji, multe, multe griji. Cum să vină să folosească această pasiune, să o manifeste într-un mod nu doar victorios, cât. Care e cuvântul? Să o materializeze? Da, într-un mod tradițional, cu alte cuvinte, dacă cineva are pasiune și dorește foarte mult să fie cu voi, să creați o afacere, o relație de lungă durată. Asul de spade clarificăm. Poate mai da o variantă pentru unii dintre voi, veți auzi de cineva care vrea să-și ceară iertare sau să se împace cu voi și vă va spune că da, simte multă pasiune, dar această pasiune, atracție, magnetism, diavolul pe care l-au simțit față de voi și voi 10 de bâte care i-a consumat foarte mult, i-a făcut să conștientizeze că relația 10 de bâte karmică în care erau nu este ce și-ar fi dorit. Că pasiunea pe care o simt pentru voi este teribilă și îi îndeamnă
într-o nouă direcție, posibil, dar sunt multe variante, veți trăi și veți vedea. Hai să vedem. Totuși a fost un triunghi amoros pentru unii dintre voi. Asul de spade. Asul de spade, te rog frumos. Clarificăm asul de spade. Asul de spade. Nu? Tot vin multe cărți. Doi de cupe păstrez și e o dezamăgire. E o dezamăgire. Trebuie clarificată această dezamăgire. Da, regina de pute. Posibil cineva are o relație de lungă durată cu altă persoană. Da, sunteți suflete perechi. Dar s-a manifestat varianta karmică. Până acum. În care cineva s-a obișnuit să trăiască. Nu neapărat voi, ei, eventual. Ei s-au obișnuit să trăiască în relații karmice și au ajuns să considere că sunt normale. Că așa e normal. Dar, de fapt, normal este să fii în adevăr, să fii în dragoste, să fii în comuniune, să fii în împărtășire, în reciprocitate. Da, e pasiune nebună, dar a fost, să zicem, dezamăgire. Eventual vine un alt suflet pereche care este sincer, cum am zis mai devreme la asul de cupe, puteți să aveți două persoane care vin sau o nouă relație, clar, se arată după ce încheiați această situație foarte toxică. Marea preoteasă. Marea preoteasă. Clarifică Marea preoteasă. Ia uite. Doi de bâte. Asta și v-ați gândit. Și între bine și rău, între karmă și dharmă, vine informația divină. Înainte de a veni dharma, trebuie să te eliberezi de karmă. Trebuie să cobori din turn, să privești în zare, să anticipezi că e cazul să o iei de la zero. Și să anticipezi că acest zero îți va aduce soare mai devreme sau mai târziu, victoria, vindecarea. Ia uite, 2 și 3. Posibil intuiția voastră vă spune că și persoana toxică trebuie să aleagă între relația karmică, între stilul de viață karmic și voi. Posibil ei. Poate este și distanță. Poate vor să-și facă plan. Da, 2 de bâte, 2 de monede. E distanță, trebuie să vină și să clarifice eventual. Intuiția vă spune că mai devreme sau mai târziu și ei vor alege, pentru că întâlnirile nu sunt întâmplătoare, da? Ce s-a întâmplat între voi va marca schimbare, nu doar în viața voastră, și în viața lor, mai devreme sau mai târziu. Clarificăm nebunul. Wow, iar vin multe cărți. Ia uite! Păi cum să nu iei de la zero? Cum să nu e și valetul de bute, da. Vreți să ieșiți dintr-un triunghi amoros. A fost atracții, au fost minciuni, atracție sexuală, au fost minciuni, au fost jocuri mentale, nu s-a dezvoltat nimic concret. Sau mai bine zis, stabilitatea vine greu în această situație din cauza conflictelor mentale, din cauza influențelor negative ale prietenilor, ale familiei, ale. Atracție este valetul de bâte, dar, ia uitați, vă legați la cap fără să vă doară. 8 de spade, magicianul și 7 de cupe. Ce poate fi mai mare manipulare și cu cel? Mai, totuși. Voi sunteți mai presus de magicieni. Adică, cu alte cuvinte, intuiția vă spune că mai e ceva putred la mijloc. Chiar dacă poate, diavolul nu și-a arătat coarnele. Și l-a pus deoparte, și-a pus verigheta deoparte când a comunicat cu voi. A folosit alt număr de telefon, alte chestii, alte conturi, eu știu. O casă aici, una în străinătate, aici singur, acolo e complicat. Da? Chestii, înțelegeți voi că... Aici, vrei să o luați de la zero? N-aveți nevoie de așa ceva, mai.
N-aveți nevoie. E o nebunie, cu alte cuvinte nebunie, e o nebunie să te legi la cap într-o situație în care știi, conștientizezi că ai fost manipulat, că sunt confuzii, că personajul respectiv are opțiuni, apropo de opțiuni, dar și voi aveți opțiuni. Și cea mai importantă opțiune sunteți voi dintre toate, vindecarea voastră, adevărul vostru, conexiunea cu divinitatea și un nou început cu altcineva. Care, cu un suflet pereche, care este corect, cu un suflet care e dispus să comunice. Acum am luat totuși mai multe cărți. Iar s-a oprit la 10 de monede. Da, e o situație la distanță cu 6 de spade. O situație de la distanță, cineva trebuie să muncească pentru o familie sau vom trăi și vom vedea ce înseamnă asta. Pentru o familie cu voi sau pentru o altă familie? Varianță. Hai să vedem, mai clarificăm totuși 6 de cupe. Pentru numărul 1, 6 de cupe. O nouă, a 0 și 1. Lume. Încheiați capitolul acesta cu conflicte. Am văzut 5 de spade? Ia uitați-le. Vi le mai arăt odată, 5 de spade. Da, v-ați simțit ca acasă, un suflet pereche dintr-o altă viață, din copilărie, de prin cartier, cu care vă întâlniți zilnic, la locul de muncă, eventual, cu care aveți o conexiune emoțională foarte puternică, dar ce dacă... Dacă sunt atâtea probleme, 5 de spade și acum 5 de bâte. Ce a fost? Ia uite, turnul invers. Se repetă sincronicități, dragii mei, sincronicități, da? V-ați separat, dar probabil că ei nu vor să se separe. Nu mai au răbdare, sunt un pic dezechilibrați, nevindecați. Dacă vine vindecați, ce vă faceți? Da, se pare că au ales 2 de bâte invers. Se pare că au ales, dar au ales ce? Să se lupte pentru voi. Rămâne de văzut că e un vale de spade care vrea să comunice, da, vreau să mă lupt pentru voi, pentru noi, pentru împăcare, posibil și asta. Dar mai vedem ce alte clarificări apar, pentru că văd multe. Poate voi? Iar văd și varianta care voi puneți capăt acestor conflicte, acestei situații dezechilibrate. Și alegeți să vă separați. Alegeți să vă separați. Dar ei încă nu vor să accepte această separare. Turnul invers. Dar voi alegeți vindecarea. Iată, blocați. Trebuie să vă luptați prea mult pentru acest as de monede cu personajul acesta. Asul de spade. Ia uite-le, ia uite-le. Regina de cupe, că tot am văzut-o mai devreme. Și 5 de cupe. Ați plâns, am văzut mai devreme, dați în urmă. 5 de cupe. Ați plâns. Da, am zis, acum schimbați macazul. Știți că, știți, conștiința voastră, rațiunea voastră vă spune că dacă puneți capăt, tăiați stringul, tăiați iautul, luați sabia și faceți... separările. Vreau să spun că distrugeți, apropo de turn, distrugeți acest pod, stringul, legăturile acestea. E o imagine vizuală în care cineva, da, renunță la o construcție și riscă să o ia de la zero. Riscă. Pentru unii e un risc, pentru alții este... o acțiune foarte necesară. Nu e ușor pentru nimeni să iei de la zero. Mai ales după ce te-ai consumat, te-ai implicat atâta. Dar aveți soarele. Aveți încredere în voi. Nu uitați, aici soarele. Soarele în suflet. Și aici la fel. Nebunul are această încredere că va fi bine. Și nu e bazată doar pe o nebunie, este bazată pe intuiție. Aici e frumos, este bazată pe vindecarea voastră emoțională, pe... analiza regina de spade și asul de spade și opțiunile, analiza opțiunilor, nu se poate. Trebuie să existe și un om care
e mai potrivit pentru mine, sau o situație, sau un job, sau ceva. Și în familie, dacă ar fi. Uneori ne despărțești de oameni care, membrii ai familiei, care sunt foarte toxici. Trebuie să ne despărțim de ei. Asta e. Dar ați regretat, ați plâns. Asta e. Posibil pentru unii dintre voi că văd astfel de cupe, văd lumea, care înseamnă relație la distanță. Posibil cineva cu marcaj puternic în semn de apă să-i fie foarte mult dor de voi și să vină și să comunice și să încerce să manifeste, eu știu, o prietenie. Ia uite, suferință, mai suferință, suferință, da. Cineva vrea să renască din această suferință cu judecata și să meargă înspre, ia uite, construcție, reconstrucție în relații. Ia uite, iar a venit. Ia uitați cu cine ați avut de-a face. Un personaj dute vino, care nu știa să aleagă, care nu credea în Dumnezeu sau nu crede în Dumnezeu, poate nici în lecția de viață pe care o aveți împreună de învățat. Un personaj care probabil fugea de acasă, acasă nu prea era fidel, fidelă, fideluță, nu știu. Și mai avea romanțe pe aici și pe acolo. Deși șapte de spade invers, în principiu pe mine mă bucură, dar în acest context... Cred că accentuează tendința de autosabotaj a cuiva, a voastră, a lor, a ambilor. Că atunci când e pasiune, când e dragoste, cam toți ne iluzionăm. În fine. Marea preoteasă, ce vă spune intuiția voastră? Am văzut trei de bâte mai devreme, dați în urmă. Iar apare trei de bute. Trebuie să schimbați direcția zero. Am zis schimbați macazul, am zis mai devreme schimbați macazul. Roata norocului se învârte. Voi știți că aveți de manifestat darmă. Nu karmă. Nu relația care vă ține pe loc. Nu o relație care vă extinde universul. Știți că eventual dacă voi nu puteți să plecați la drum, va veni cineva de la drum. Va veni cineva. În zare sunt opțiuni, sunt oportunități. Va fi bine. Ia uite. Dar trebuie să tăiați stringurile ca să manifestați victorie. Clarificăm nebunul pentru numărul. Cât am vorbit? Numărul nebun. Clarificăm nebunul. Wow. Ia uite. O grămadă de cărți. 9 de cupe, 7 de cupe, 6 de spade. Asta e adevărul. Personajul respectiv avea opțiuni. Nu știu cât se iubea, dar îi plăcea să petreacă, să se simtă bine cu prietenii, poate să mai bea. Aici e un exces de cupe, de emoții. Sau pot să fie doi oameni. Unul care se iubește și unul care nu se iubește și se pierde în diferite opțiuni. Da? Și trebuie să alegeți. Ori voi, ori confuziile pe care vi le vând ei. Și poate nici nu vi le vând, vi le oferă gratis. Da? Iar, din dragoste și stimă față de voi, gândiți-vă și voi la ce opțiune aveți. Dar, repet, cea mai importantă este să vă iubiți pe voi înși vă, să vă vindecați și 9 și cu 1 atrage, da? 10 sau va manifesta 10 mai devreme sau mai târziu. Dar pentru asta trebuie să vedeți limpede, să comunicați, să scrieți, să tăiați stringurile, la la la, la la la, la la. Ce mai apăruse? Ia uite, regina de bâte, să aveți încredere în voi. Aveți încredere. Atrageți în continuare prin magia voastră, prin creativitatea voastră, prin încrederea pe care o aveți. Aveți motive. Aveți foarte multe motive. Radiați. Și atunci de ce să stați în asemenea poveste? Pardon? Pardon? Ia uite. Go for it. Think it through.
Gândiți, apropo de asul de spade, a venit de două ori opțiuni, iar au venit. Gândiți bine, gândiți bine, analizați și mergeți. Înspre un, asta e berbecul, nebunul, mergeți într-o nouă direcție. Că e afacere, că e, eu știu, un hobby, că e orice care vă vindecă, vă așează mintea la loc, după energia în care ați stat. Poate că cineva vrea să încerce să vă cucerească, e posibil și asta, dar era vorba despre voi, ce aveți voi de făcut. Interesant că aveți lună nouă, lună nouă. Asta înseamnă să o luați de la 0. Ia uite, 0, 1, 1. 2 de 1, interesant, vedeți? Simt, apropo, de asul de spade, simt, gândiți bine și mergeți. Asul de cupe nu e chiar de acțiune, poate ar fi regina de băte, dar veți acționa la un moment dat. Numărul 1. Ia. Considerați fundația pusă și ce? Ask for help. Cereți ajutorul. Dacă aveți nevoie de ajutor, de consiliere, puteți să mergeți regina de cupe. Poate să fie un psiholog, poate să fie. Eventual, ei, cei care sunt toxici, ar trebui să ceară ajutorul. Dacă vor mai veni înspre voi, puteți să-i primiți cu empatie, cu înțelegere, puteți să-i ajutați pe aici să se vindece, că tot avem temperanța, sunt cam nevindecați, ca să nu zic dezechilibrați. Puteți. Și uite așa, să puneți fundație, interesant, considerați fundația pusă. Că tot e turnul invers și a apărut de două ori. Pe de altă parte, dacă vor veni să se împace cu voi, oferiți asistență și ajutați-i să-și creeze stabilitate fundație în viață, în general. În general. Acum vorbim despre voi, probabil că muncind, am văzut 8 de monede, muncind în casa voastră, în viața voastră, după această separare, după acest haos, această zdruncinare de situație, conflicte, turnuri, peste turnuri, chestiuni toxice. Repet, poate să fie și romanță, poate să fie și familie, poate să fie și profesional, poate să fie toate. Și cred că pentru unii au fost mai multe planuri. Reveniți la ceea ce vă creează vouă stabilitate, că aveți o stabilitate. Sunteți oameni stabili, chiar dacă ați trecut prin situații toxice. Și dacă aveți nevoie de ajutor în reconstrucția, eu știu, noi voastre vieți, cereți ajutorul. Că nu-i rușine. Cereți ajutorul. Poate, apropo de Marea Preoteasă, un astrolog, un tarolog, un psiholog, eventual, pentru unii dintre voi, acesta ar fi un sfat. Dar povestea e deja spusă. Miracole și binecuvântări se vor manifesta. Poate aveți nevoie de ajutor financiar, că tot aveți 8 de monede. Eu știu, în reconstrucția voastră, apropo că și eu îmi refac, da? Casa, îmi renovez casa și poate aveți nevoie să vă concentrați pe partea financiară. N-am văzut foarte multe monede, dar sunt. Pentru că deocamdată problema este emoțională, mentală, energetică. Da, voi știți mai bine. Cu răbdare. Vă veți reconstrui grădina interioară, casa fiind sufletul vostru, relațiile viitoare și așa mai departe. În principiu, mi s-a părut clară etalarea. Sper că și vouă v-a plăcut. În principiu, îmi place când folosesc mai multe seturi de cărți, că apar dubluri. Apar confirmări, sincronicități, ați văzut? Turnul invers, singura carte invers și a venit și în clarificatori. Așadar, dragii mei, succes în această nouă direcție, în eliberarea voastră, în noul zbor pe care trebuie să-l manifestați către soare. Către soarele vostru. Am atât deocamdată. Vă pup!
Cei care ați ales acest medalion numărul 13, se însemne ceva, poate pe 13 octombrie se întâmplă, ia, nu știu, poate se întâmplă ceva pe 13 octombrie sau pe într-o zi de 13, bate soarele, în fine, nu mai pun blițul, totuși, să pun blițul, nu mă ajută cu nimic. În primul și în primul rând, e o chestiune de încredere. Din credere. Vedem ce și cum. Ah, da, uite, mi-am adus aminte. Cei care ați ales aceste de cărți au venit, cred că pot să fac etalarea doar din cărțile care au venit în timp ce am amestecat setul de cărți. Asul de bătăi invers. O pasiune foarte mare, o atracție foarte mare pentru cineva, dar reținută. Nu se poate trece sau nu s-a manifestat până acum această pasiune, așa cum e normal. Poate n-ați avut nici contact fizic, poate nu ați, e o idee care încă nu s-a pus în practică. Pentru că asul de bâte e foarte creativ, creator, e foc creator. N-ați putut folosi acel foc. E ca și când ai foc și n-ai, eu știu, aragaz. Ai gaze și n-ai aragaz, ceva de genul ăsta. Apoi, Marele Preot, Îndrăgostiții, Valetul de Bâte, Asul de Cupe și 6 de Bâte. La capătul setului de cărți, 4 de Bâte. E o relație foarte specială, probabil cu flacăra voastră geamănă, care v-a provocat, v-a adus dureri, probabil că și voi ați avut, în fine. Ideea este că întâlnirea dintre voi doi vă transformă viața. Dar trebuie să și gândiți, nu doar că vă transformă, aveți judecata și doi de spade, trebuie să și gândiți, trebuie să fiți în echilibru dacă mai sunt alte persoane, ce faceți. Și asta va duce lupte interioare, dar luptele ne ajută să ne transformăm. Posibil, voi, nu știu cât, voi sau o altă persoană, veți auzi cu cavalerul de spade, veți auzi într-un mod neașteptat că cineva își dorește de foarte mult să luptă cu această pasiune, să luptă cu această atracție. Își dorește de foarte mult timp să fie într-o relație cu voi. Dar probabil că nu poate. Trebuie să aleagă, interesant, trebuie să aleagă, de acest motiv este și reținută pasiunea, între tradiție, între familie, între cultura în care s-a născut, care o fie aceea, între o căsătorie și o nouă relație cu voi, această relație de dragoste, care, da, poate să fie victorioasă, poate să fie altfel de relație, stabilă, pasională, nu gen Marele Preot. Marele Preot ca și relație pentru mine mi se pare un pic cam plictisitoare, prea tradițională. 4 de bâte, da, e frumoasă. Ești și loial, te simți și bine, e frumos. Dar pentru asta trebuie să faci o alegere importantă. Să comunici. Să pui cărămidă. Pentru că doar emoțiile nu sunt suficiente, doar pasiunea nu e suficientă. Ca să se manifeste victoria, trebuie să pui cărămidă. Și atunci, va fi o comunicare. Ori voi trebuie să comunicați, ori cineva va comunica despre această alegere. Poate și voi trebuie să alegeți între casă și un personaj. Nu? Posibil pentru unii dintre voi, cele două personaje implicate să aibă o mare diferență de cultură și de educație. Și atunci ce te faci? Se coboară Marele Preot la Valetul de Monede sau Valetul de Monede începe și evoluează, pune cărămidă, se implică, se luptă, da? Exprimă emoții, exprimă valoare, exprimă implicare. Păi, da, posibil. Pentru că așa se întâmplă să aveți de-a face cu o flacără geamănă, nu obligatoriu, dar posibil.
Să vedem. Să vedem. Să curăț cărțile. Numărul 2. Situația. 4. Casa. Apropo de male, preot și casă. Chestiuni de tradiție. 12. Vești în legătură cu banii. Oh, vești neplăcute din partea unei femei. De fapt, nu neapărat veștile din partea unei femei. Iar e o diferență. Un cavaler și o femeie matură. 1 și 11, 2 și cu 9 înseamnă 11. Ce e fain la această femeie matură? Înțelege că o relație echilibrată, 11, reprezintă, da, numărul justiției, echilibru, balanță. Înseamnă să-ți păstrezi individualitatea 1 și să fii în echilibru. Dar, iar o diferență de educație între cavaler și această femeie matură. Probabil că mulți oameni bârfesc. Poate că unul dintre voi are mai mulți bani și iar apar bârfe, unul stabil, altul instabil și cineva se plânge la fereastră, un motan. Hai să mai vedem ce alte cărți apar. Numărul 2. Cei care ați zis. Wow! Sunteți pe calea cea bună, interesant! Am văzut marele preot, păstrați-vă credința. Sunteți pe calea cea bună. Credința vă oferă stabilitate. Vă aduce stabilitate. Vă aduce persoane stabile, vedem. Și, interesant, leadership. Probabil că unii dintre voi trebuie să preluați comanda vieții voastre. Să vă lăsați inspirați de divinitate și să aveți încredere, 6 de bâte, că sufletul vă ghidează către ceea ce aveți nevoie. Ce-ar mai fi? Numărul 2. Octombrie. Ia uite, două suflete perechi. Posibil într-o casă și un suflet pereche sau două suflete perechi care așteaptă, apropo de 4, așteaptă să-și găsească stabilitatea. Sunt pe cale, pe cale. Calea cea bună să-și găsească stabilitatea. Dar sunt influențe negative, sunt bârfe, iar chestiuni legate de bani, de tradiții, de cultură, de moșteniri. În fin. Numărul. Wow, ce vine aici? Ia. Astea două au vrut să iasă, măi, în fața voastră au venit, ați văzut? Hai să vedem. Totuși încă n-am tăiat. Și vești. Vești, ia uite, 8 de bâte. Vești neașteptate. Posibil cineva vă spune de ce a mințit, de ce a mințit, de ce a fugit. Sau altcineva vă spune despre o persoană care a mințit, adevărul despre persoana respectivă, vedeți care, ce și cum. Eventual, asul de spade înseamnă vă eliberați de minciunoși. Da, vă eliberați și vă găsiți echilibru. Poate să fie și un divorț, poate, în fine, nu obligatoriu, dar, în fine. Balanța reapare pentru că suntem în vibrația balanței. O dată, de două ori, de trei ori și tăiem. Numărul 2. Ia uite. Îndrăgostiții, 5 de cupe și 3 de cupe. Cuiva este foarte dor de voi, poate, și vouă vă e dor de această pasiune, nu zic flacra, geamă, această pasiune teribilă. Și nu doar pasiune, este și conexiune emoțională, este și telepatie, este ceva de vis. Da, și vă este dor din cauza că au fost probleme legale, din cauza că e o căsătorie, din cauza familiei, din cauza influențelor, din cauza, adăugați ce vreți voi. Și vreți eventual cu 3 de cupe o împăcare sau măcar o întâlnire cu ei să vă vedeți față în față, să vă simțiți aura, energia, măcar atât. Și apoi o întâlnire și o vedea ce mai fi. 8 de cupe, 7 de monede, moartea.
Ah, roata norocului. A venit și la voi roata norocului și la numărul 1 a venit. Pentru mine roata norocului cu numărul 10 ține de octombrie. Și e bine că iar... Interesant, vedeți ce confirmare. Măi, poate sunteți născuți pe 13 octombrie sau pe 13 octombrie se întâmplă ce... Băi, ce minunat. 13 octombrie. 13. Este foarte important. 13 înseamnă moarte și renaștere, se schimbe. Măi, dar vedeți cum seamănă. Vedeți cum seamănă exact acest talisman. Posibil v-ați separat. Nu știu, am senzația că vă cunoașteți. Știți despre cine vorbesc aici. Nu e ceva nou. Dar ați încercat să vă eliberați emoțional, ori unul, ori celălalt, ori ambii, să vă detașați, zice, nu, de fapt, eu nu simt chiar așa, e doar pasiune, apropo de pasiunea aceea de astfel de vătere reținut. E doar o atracție, nu e chiar așa, nu e chiar așa, dar cu cât v-ați abținut, cu atât a crescut dragostea posibil și pentru asta, dar, nu doar atât, v-ați detașat, unul din voi sau poate amândoi, de latura emoțională foarte profundă care este între voi, aș spune magnetică, vă atrageți cu gândul și uneori vă perturbați, să zic, stările, vă influențați stările, emoțiile. Simțiți emoțiile celuilalt chiar dacă e distanță între voi. Și ați încercat să vă detașați. Și să vă concentrați pe muncă, pe grădina voastră interioară, pe ceea ce vreți să investiți ca să vă creați stabilitate. Apropo de 4 de bâte, 4 casă, da? Cu alte cuvinte, să lucrați în grădina voastră. Poate că unul era, cum am zis mai devreme, mai educat, mai profund, mai matur, mai spiritual și celălalt mai puțin. Și atunci a trebuit să se egalizeze ceva eventual. Dar ambele cărți reprezintă așteptare, o așteptare care până la urmă a dat impresia că povestea s-a încheiat, 13 s-a încheiat, dar acum renaște. Nu, a fost doar o impresie, pentru că noi considerăm moartea doar un fini la comedii, dar nu. Sau fini... drama. În fine, ce a fost? Poate unii dintre voi, așa, și să se termine ideea. Și dacă a fost doar o impresie că s-a terminat ceva între voi și persoana aceasta foarte, foarte specială, 4 de bâte și 2 de cupe, wow. Deși pot să fie două situații, dar pot să fie doi într-unul. A? Două suflete perii care au nevoie de stabilitate. Ei, acum, în această perioadă, se schimbă situația, se schimbă energia. Și deja simt în mine ceva, așa, o emoție. Probabil că veți simți și voi futuraș la stomac. Aha. Ce vreau să mai spun? Posibil pentru unii dintre voi să trebuiască să vă detașați ca să ajungeți la acest suflet pereche, la aceasta, vedeți cărțile, da? Poate un pic soare, dar le-ați văzut, da? Ca să vă găsiți echilibrul lângă acest suflet pereche, lângă această flacără geamănă, trebuie să vă detașați de multele cupe goale sau insuficiente sau cupe lin sau acrea mare, cum vreți voi, da? Să vă detașați de ceva care nu v-a adus satisfacție. Să lucrați în grădina voastră interioară, să fiți atenți în ce investiți și bani și emoții și energie și să vă transformați viața. Da? Dar ce transformare! Sunteți pe calea cea bună! Ia uite, Marea Preoteasă! Intuiția vă spune că vor veni oportunități. Posibil e o chestiune legată de drum, de călătorie, de muncă, iar 7 și 8, pasiunea este. Ia uite! Și pasiune și emoții. Și pasiune și emoții. Regina de cupe și regele de cupe. Dar interesant că sunt spate în spate. Deocamdată cred că niciunul, nici celălalt
Nu v-ați... O fi distanță. Da, încercați să munciți. Cred că și unul și celălalt încearcă să muncească la anumite aspecte ale lui, ale ei. Și uite, așa se manifestă transformarea. Pentru că iar 8 îmi ține de casa scorpionului. Bani, sex, transformare, moarte, renaștere. Și uite, așa manifestați încet, încet, probabil, se manifestă... Iar și aici e 8, da? Se manifestă această transformare în viața voastră. Vă atrageți binele, vă atrageți norocul, nu doar la bani, dar și în dragoste. Și energetic, aș spune, nu doar de dragoste, și spiritual. Intuiția vă spune că ceva, o călătorie, vă va... Vă aduce o schimbare. Hai să vedem. 8 de cupe, clarificăm 8 de cupe pentru numărul. Ia uite, regele de bâte. Și regina de bâte, sunteți nebuni. Și valetul de bâte și 6 de cupe. Și am văzut mai devreme asul de bâte invers. E o pasiune între voi și cineva, un magnetism teribil. Amândoi sunteți plini de încredere. Chiar dacă sunteți unul, să zic, mai fizic, mai spectaculos, mai dramatic, celălalt mai emoțional, amândoi dați bine împreună. Și nu doar că dați bine, aveți 6 de cupe. Sunteți și conectați emoțional unul la celălalt. Dar ăsta e un mesaj, că am spus deja două, dar mai este încă ceva. Unii dintre voi probabil că ați avut o relație bazată doar pe sex, pe atracții fizice, sau cineva cu marcaj puternic în semn de foc, cu care ați corespondat dintr-un anumit punct de vedere, dar aș spune că o lăsați în urmă, sau ei lasă în urmă, sau în fine, ceva de genul ăsta. Alt mesaj. 7 de bâte. Prea multe cărți. 7 de bâte. Așa. Asul de spade. Asta. Vreți să investiți într-o nouă relație. Bazată pe comunicare, pe adevăr, pe altfel de victorii, nu doar bâte, nu doar pasiune, nu doar sexualitate. Vreți să vă eliberați de karmă. Și de relațiile în care munciți, munciți și nu aveți victorie. Și eliberându-vă de aceste relații în care ați oferit bani eventual unii. Poate ați avut relații în care ați oferit bani pentru sex sau invers. Ați avut persoane care v-au cerut bani și v-au oferit și ei ce au avut fizic. Sau ați muncit în relație și ei au plecat pe lângă relație. Da? Nu mai vreți asemenea gen de relații. Am zis, le lăsați în urmă. Nu mai vreți. Vreți relații, ia uite, asul de cupe și regele de cupe și valetul de cupe și valetul de bâtă, da? E extraordinar. Și asul de monede, sunteți nebuni. Vreți și pasiune, dar și emoții și stabilitate și valoare și profunzime. Și empatie, și înțelegere, nu doar atracție. Și puteți avea atracție fizică, puternică, între un alt personaj, dar care oferă mai mult decât fizic. Posibil unii să fiți între un semn de foc și un semn de apă, posibil și asta, și să vă folosiți rațiunea cum să manifestați ce e mai... sănătos pentru voi. Hai să vedem în continuare moartea, clarifică moartea. Ia uite, valetul de bâte vreau să apară. Nu, deci nu mai vreți imaturi, nu mai vreți aventuri, nu. Vreți lucruri profunde. Pentru unii dintre voi, wow, perechea voastră. A, interesant. Simt nevoia să spun altceva. Pentru unii dintre voi, perechea voastră cu care posibil nu sunteți
Flacăra voastră geamănă, sufletul vostru pereche, tocmai ei trec printr-o transformare. Nu știu dacă și voi, dar ei clar trec. Posibil ei să pună capăt, să se vindece cu steaua, de o atracție foarte mare între ei și cineva, dar persoana respectivă a fost imatură și au nevoie de voi dacă voi sunteți maturi. Dacă voi vă simțiți regi, regine, au nevoie de persoană matură. Nu. Valeți. Un vale și o regină, pardon. Steaua. Trebuie vindecat acest dezechilibru, nu? Un vale și o regină. Și asta se face în tăcere, în separare și separarea aduce transformare. Pentru unii, dacă aveți familie, copii și în această familie, în această relație tradițională s-a călcat pe lângă de către unul altul, trebuie transformată această tendință de a fi imatur a unuia, a celuilalt și cum se transformă? Încercând să creați conexiune emoțională, să treceți peste atracția fizică care este între voi și să comunicați mai mult, mai profund, dar de ce te duci, dar ce ai nevoie în afară, chestiuni de genul ăsta, acasă, dacă vreți să păstrați fundația, dacă vreți să păstrați stabilitatea. Eventual, dacă se manifestă separarea, iar. Roata norocului. Uite ce a venit. Renașterea, măi. Judecați. Judecați bine, gândiți bine. Mă, dar ce cărți puternice aveți acum spre... Mai degrabă de la jumătatea... Probabil de pe la 13, nu știu... 1. Opt, șapte, 13 octombrie începe să se schimbe energia în această perioadă, eventual. E un soi de renaștere. Vă ascultați intuiția, că am văzut Marea Preoteasă mai devreme. Ascultați intuiția. Vreți să schimbați lucrurile în viața voastră, 10 și 20, iar. Știți că această schimbare, roata norocului, nu este ceva minor, este o schimbare foarte intensă, transformare. Radicală, cum să zic. Nu pot exprima în cuvinte. Unor cuvintele sunt incapabile să exprime transformări atât de profunde. Moartea? Toată norocului și judecata? Wow. Îmi pare rău că bate soarele. Nu știu cum să fac eu să... La capătul setului de... vor fi vești. Cineva vrea să se împace cu voi, să schimbe situația. Sau poate voi vă duceți să vă împăcați cu cineva. Voi știți. Depinde ce sunteți. În ce poziție sunteți. Hai să clarificăm. Să mai clarificăm. Curățăm cărțile pentru numărul 2. Oricum, dacă vreți să schimbați energia și să renașteți, să manifestați adevăr și o nouă relație și transformare, sunteți pe calea cea bună. Această transformare vă va aduce stabilitate. Chiar dacă poate ați avut stabilitate în altă parte, în această nouă direcție, că e totuși un as, e totuși o schimbare, e o energie, o întâlnire de destin karmică care vă transformă întreaga viață, posibil. Poate și aceasta să vă aducă un alt tip de stabilitate. 4, 4, 4, casă. Numărul 2, octombrie 2022. Ia uite, 8 de bâte iar apare, da? Că se oprise aici.
Comunicare călătorie, probabil necesară o călătorie. Pentru ce? Pentru reconstrucție, pentru colaborare, pentru... Ia uite, pentru care dragoste. Trebuie să alegeți. N-am pus-o mai devreme. Trebuie să alegeți. Ori stați și vă gândiți și vă blocați și vă consumați în situații care nu vă sunt tocmai bune, ori schimbați energia și vă implicați în această colaborare, prietenie, dragoste, ce ar putea să fie ea. Clarificăm 8 de cupe pentru numărul 2. Justiția și zero. Iar apare balanță. Pentru, vorbim de zodia balanței. De, cum să zic, de zodia balanței. Perioada balanței. Da. Vreți să mergeți, lăsați în urmă ce a fost poate prea intens, poate prea autoritar, poate prea sexual și n-a oferit altceva, n-a oferit emoții, n-a oferit comunicare, da? Eventual, aveți încredere că eliberându-vă, cu regele de bâte, aveți încredere că eliberându-vă de cupele pe care le-am descris mai devreme și îndrăznind într-o nouă direcție, vă regăsiți dreptatea, justiția, echilibru. Poate că cineva divorțează și ia de la zero. Zero și justiția. Posibil. Posibil. Că am văzut și male preot, am văzut niște semnale. Poate. Ia uite, asul de cupe. Și vă vindecați de stres, de griji, de triunghiuri amoroase, de prietenii la distanță. În fine. Clarificăm 7 de monede. Dar vedeți voi, acest zero nu e doar un zero, nu e o nebunie. Voi gândiți bine. Și porniți la acest nou drum cu sufletul în echilibru, nu dezechilibrați, în echilibru. Știți că dacă voi sunteți în echilibru, atrageți persoane în echilibru, doi de cupe. Reciprocitate emoțională. Eremitul. Interesant. Pentru unii dintre voi am senzația că vă eliberați de cineva cu marcaj în zodia fecioarei care a fost prea imatur-imatură. Posibil sau invers. Persoana din zodia fecioarei se eliberează, dar poate să fie și invers. De o persoană imatură. Și merge către o persoană matură sau către o transformare radicală. Ceva ce n-a văzut Parisul. Vorba vine. E o vorbă, da? Shocking Asia. Probabil că va șoca, n-a apărut turnul, dar va șoca în timp transformarea aceasta prin care unii dintre voi veți trece. 7 de monede. Da, trebuie să munciți cu răbdare la această transformare. Interesant, da? Trebuie să munciți cu răbdare la transformarea aceasta care vă va aduce într-adevăr noroc, altfel de noroc, dar e ceva, de, ceva ce nu puteți încă să anticipați unii dintre voi. 7 de monede. Adică, de necuprins în câteva etalări, în câteva luni. 7 de monede de clarificăm pentru numărul 2. Iar apare extraordinar. Eremitul, valetul de bâte și 2 de bâte. Și l-am văzut mai devreme, dați-mi urmă. Stai să prind becul, băi. Ce se întâmplă? Bate soarele și... Mă ajută? Voi sau cineva cu marcaj în semn de foc sau semnul fecioare sau în perioada zodiei fecioare poate a fost o tăcere între voi și un personaj care vă atrage, dar a fost necesară această tăcere tocmai ca să alegeți, tocmai ca să gândiți ce vă prinde bine, în ce sens vă prinde bine? În această nouă etapă, 0, moartea, 10, roata norocului judecată, această nouă etapă a vieții voastre, această nouă cale, e o cale corectă, apropo de justiție, da? Right, justice, este o cale corectă pe care vreți să mergeți, pe care vreți să o manifestați și trebuie să alegeți între persoanele care vă susțin
în această nouă direcție. Am văzut steaua mai devreme, cineva vă inspiră clar. Dar ca să vă inspire, trebuie să priviți lumina, nu să vă lăsați atrași de energia aceasta, de atractivitatea persoanei. Pentru că sunt oameni care inspiră și sunt atractivi. Și aici trebuie să vedeți dincolo de aparențe, aș spune. Apropo, să vedeți, să ieși, vedeți, vedeți? Spada e în teacă, e o aparență. Teaca, ai impresia că nu, ta e decorativă, dar înăuntru e o teacă, este o spadă care are două tăișuri. Cuvântul care vindecă, care doare și vindecarea doare. Și aici este. Cine vă inspiră prin comunicare, pentru unii dintre voi, poate că vă și atrage, dar trebuie să treceți de, să transformați această tendință sau această atracție în altceva mult mai intens. Mesaje pentru unii, pentru alții, alte magicieni. Puterea. 7 de monede, interesant. Da, e o ocazie pierdută, posibil în dragoste, dar foarte necesară ca să vă transformați, să munciți la transformarea vieții voastre, iar puterea. Să manifestați o capacitate de manifestare specială. Să manifestați o capacitate de manifestare. Poate mă repet, dar are logică și repetiția asta uneori. Mie îmi place să mai practic și în poezie și în eseuri. Are logică și repetiți, să manifestați o capacitate de manifestare, da? Manifestați încet, încet, pas cu pas, 7 de monede. Da, încă o monedă, încă o monedă, încă o monedă. Dar nu vorbesc de bani, vorbesc de etape. Și această muncă, sau mai bine zis, răbdare, și ambele țin de zodia fecioarei, de o răbdărie ca așa mai specială, concentrare pe detalii. Clarifică moartea. Iar cu 7 de monede și eremitul. Stați în curtea voastră și lucrați în tăcere, în singurătate. Vă însingurați. Poate aveți un proiect cu valetul de băte la care lucrați în tăcere. Ați ales să lucrați la un aspect al vostru, cel puțin la unul, în fine. Moartea, te rog frumos, clarifică moartea pentru numărul 2. Clarifică moartea pentru numărul 2. 13. 3, 8. 3 de spade. Mai. A fost o atracție, a fost o aventură, a fost o comunicare cu cineva, probabil, mai sex, mai așa, dar care v-a adus dezamăgire. Da? Moarte și renaștere. Aici este. Trebuie să ieșiți din acest... Am văzut mai devreme, dați în urmă, da? Să ieșiți din acest blocaj. Sunteți puternici? Lucrați un pic. Lucrați cu răbdare. Dacă cineva v-a manipulat, dacă cineva v-a mințit, creșteți. Depășiți. Depășiți momentul. Mai dăm o carte pe 3 de spade. Ia uite, e extraordinar. Tot acestea vor să apară. 7 de monede. Pentru unii, posibil, ați lucrat pentru cineva foarte imatur care v-a dezamăgit. Ați oferit în relație, ia uite, relație, mare preot, poate și căsătorie, de-aia apare și dorința de divorț a cuiva. Posibil. Sau de separare, sau de echilibrare, sau, domnule, nu mai vreau atâta să muncesc și să fiu dezamăgită pentru, sau dezamăgit, dezamăgită pentru, eu știu, că e relație, 7. Casa 7. A relațiilor de lungă durată. Pentru persoane care sunt imature. Poate cineva a lucrat într-o relație care a adus multă suferință pentru un copil. Și știți că trebuie să transformați situația. Iar variază. Voi știți, acum eu citesc cărțile sau veți, dacă nu știți, veți fi ghidați.
Sunteți pe calea cea bună, veți fi ghidați, ascultați-vă intuiția. Puteți să oferiți bani pentru copil și în alte condiții, nu trebuie să stați în acea relație care vă aduce suferință. Dacă știți că personajul respectiv nu se transformă, voi trebuie să vă transformați. Clarificăm roata norocului. Ia uite, spânzuratul. Da, exact, interesant. Dacă până acum a stat pe loc, aceasta e noua idee, noua gând, noul vis, noua iluminare, da? Că trebuie să vă treziți. Și să vă mișcați. Că roata înseamnă mișcare. Am văzut, l-am dat și faeton, înseamnă mișcare. Nu puteți să stați pe loc. Stați pe loc în această situație. Stați pe loc. Ia uite. Ca să puteți avea victorie, trebuie să vă implicați, trebuie să lucrați. Posibil să și călătoriți, posibil și o distanță între voi și cineva. Mai dăm o dată pe o carte pe spânzurat. Ia uite, regina de bâte. Să aveți încredere. Eventual mergeți. Ia uite, șasul de spade, asta e. Înțelegeți multe emoții, multe confuzii, faceți diferența între confuzii, între frici, frica de dragoste, frica de emoții. Ia uite. Ia uite, da, clar. Aveți un ex, o exă, de care ați fost într-adevăr atrași fizic. Foarte mult, foarte puternic. Dar această atracție a devenit exagerată. În ce sens? Toxică. Prea multe bătălii, prea multe chestii. Vreți o chestiune de la suflet la suflet. O chestiune. Vreți o relație de la suflet la suflet. O relație corectă, clară, fără frici, da? Fără adicții. Mai dăm o carte pe regina de bute, sunt foarte... Ia uite, regele de bute invers, extra. Am vrut să văd dacă are legătură cu regele de aici. Ați văzut că a apărut regele și regina de bute, dați în urmă, apăruseră. A fost un cuplu bazat pe sexualitate, dar unul are obiceiul regele de bute eventual, că el a venit așa, dar bine, altă carte nu putea să vină, că na. Nu sunt decât doi regi, rege și regină, na? Unul dintre voi n-a fost rege, a fost cavaler, n-a fost regină, a fost, n-a fost regină, a fost... Care era cuvântul? Hangiță. Hangiță. A fost hangiță. Da. Iar ce mai simt? Posibil... Unul, să aibă încredere în el, celălalt să nu aibă încredere din cauza dezamăgirilor și situațiilor, dar această încredere trebuie câștigată printr-o nouă viziune, prin schimbările radicale pe care cu răbdare le veți marca. Veți lucra cu sufletul vostru. Așa ar trebui. Ia uite, astfel de cupe, o nouă dragă. Wow, împărăteasa, sunteți nebuni! Ce vă așteaptă? Wow! Dacă vă eliberați, măi, faetonul, ia decizia și pleacă. A zis, vă luați mașina, nu știu, avionul, trotineta, iar roată, da, sunt două roți aici. Da. Măi, plecați de acolo, de unde stați, pe loc și munciți ca pentru cine nu merită. Mergeți către ce? Către o persoană care vă înțelege, vă iubește, vă vindecă. Și scuzați-mă, e și frumoasă. Și dacă nici împărăteasa nu atrage pasiuni, cine mai atrage? E mai ceva decât regina de bute împărăteasa. Dar are în plus și empatie, și psihologie, și spiritualitate, și stabilitate apropo de casă. Și generozitate. Wow. Va fi. Va fi la un moment dat.
Mai, mi se pare foarte interesantă și la voi etalarea. Hai să vedem. Curățăm cărțile. Un spătuleț pentru numărul 2. Un spătuleț pentru numărul 2. Detoxifiați-vă, apropo de... De ce vă zise mai devreme, diavolul respectiv și intra, step into your power. Asta e, dacă nu aveți încredere, deveniți, să zic, mai încrezători. Dar vă veți transforma și asta va fi acest pas către puterea voastră, se va simți la un moment dat. Va fi o schimbare wow, pe care nimeni nu așteaptă. De la voi. În momentul în care vă detoxifiați, eventual de atașamentele materiale, că tot am văzut 7 de monede, da? Fecioară Taur, aspectul ăsta pământean, de atașamente, de anumite relații, de senzualitatea excesivă, de sexualitatea excesivă și intrați în puterea voastră pentru că energia aceasta se folosește în multe alte lucruri, nu doar în sexualitate. În fine. Și veți vedea că puteți să fiți, și acum puteți să fiți mândri de voi înșivă dacă alegeți această transformare. Și când vă veți fi transformat, veți fi și mai mândri de voi. Că ați îndrăznit. Aici e chestiunea, să îndrăzniți, să nu îndrăzniți. Numărul 2. Pentru unii dintre voi, probabil, aveți parte de o întâlnire de destin foarte, foarte intensă, foarte specială cu flacăra voastră geamănă în care simțiți că încă nu sunteți pregătiți. Unul dintre voi se simte nepregătit pentru această întâlnire, dar veți depăși, aș spune. Veți depăși pentru că da, se va și întâmpla întâlnirea. Sunteți fără limită. De aveți încredere. Dacă cumva n-aveți încredere pentru că a stat pe loc în chestie. Iar 4, apropo. 4. Aveți încredere. Vă găsiți stabilitatea în altă parte. Și în primul și în primul rând în voi. 4. Energia împăratului. Chiar dacă sunteți femei, chiar dacă sunteți bărbați, vă găsiți stabilitatea în voi, în ceea ce faceți voi. Și iertați. Iertați. E o situație karmică, apropo de justiție. De cine în viața voastră, voi sau alt personaj, a fost mai jucăuș, mai jucător, mai imatur, iertați. Și iertați-vă și pe voi, dacă până acum n-ați avut curajul, iertați-vă și lucrați. Și petreceți timp de calitate împreună. Împreună cu cine? Cu jumătatea voastră, cu persoana aceasta care vă poate schimba, cu oamenii care vă ajută. Vă ajută în această schimbare. Deocamdată cam atât. Nu uitați că sunteți fără limite. Vedeți, aici este un cuplu. Lebedele sunt împreună până la moarte. Veți atrage loialitate, să zic. Ia uite. Dacă aveți nevoie, cere și ajutorul. Dar veți atrage loialitate odată cu această schimbare majoră care se va petrece în viața voastră în această perioadă. Și, interesant, ce-ar mai fi de spus. Probabil cu această nouă dragoste, poate, veți avea copii, dar în primul și în primul rând veți vindeca multe traume emoționale din copilărie, care v-au trimis în aceste relații, cu probleme pentru unii dintre voi. Nu degeaba apare justiția. Înseamnă că ceva a fost nedrept, da? Trei de spade, suferință. Am tot exprimat în fel și chip. Acum, voi vă preluați mesajul și vedeți cum îl așezați în viața voastră. Dar deocamdată și la voi au fost mesaje frumoase. Sper că v-au plăcut. Vă doresc în continuare dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup numai bine. Hai să vedem. Cei care ați ales acest cuarț fumuriu. Și la voi, parcă. Da, și la voi. Au venit cărți. Un pic.
Înainte să începe talarea, ce cărți veniți? 10 de cupe, 7 de spade invers, judecata, 2 de spade. Aha. Posibil unii dintre voi ați simțit o mare, mare fericire lângă cineva. Dar, probabil că acest personaj venea pleca, avea niște secrete. Însă, în această perioadă vă gândiți bine. Știți că trebuie să alegeți, știți că trebuie să renașteți. Da, a fost frumos, dar dacă e doar o iluzie. Ideea este că nu vreți nici voi să vă mințiți pe voi și nu vreți nici să fiți mințiți. Și atunci știți că trebuie să alegeți. Știți că trebuie să alegeți, știți că trebuie să... Vă ascultați intuiția și să vă ridicați un pic deasupra situației. Interesant ce mai simt. Poate că cine a mințit vrea să se transforme, posibil și asta. Tocmai pentru că a simțit fericirea adevărată în brațele cuiva, nu mai vrea să minte, să plece, să creeze confuzie, să trăiască în umbră, nu mai vrea și știe că trebuie să aleagă transformarea, renașterea. La capătul setului de cărți, iau-te în urme, Cavalerul de Putere și Soarele. Da, a fost frumos, dar degeaba e doar atracție. Vrem mai mult decât atât. Posibil să fie și o relație la distanță pentru unii dintre voi. Hai să mai vedem ce alte mesaje mai vin. Mai simt că unii dintre voi nu mai vreți să vă ascundeți sau să stați mai împărăteasa și îndrăgostiți. Vorbesc, iau o dragoste excepțională. Dar trebuie să alegeți, iar și îndrăgostiți, aleg. Alegeți, iau-te, persoana cu care puteți să fiți fericiți, fericite, sau să vă alegeți pe voi, femeilor, energiilor feminine, divine, transformare interioară, creștere, abundență, dragoste față de voi înși vă. Da? Sau să trăiți în iluzii. Aici este renașterea în energia feminină divină versus fericirea voastră depinde de altcineva. Raționați un pic, raționați, gândiți cu Regina de Spade, care iar pentru mine e zodia Balanței, în special, dar nu doar de zodie vorbim, vorbim de energie. Curățăm cărțile pentru numărul 3. E vorba de energia Balanței în această perioadă, care apare sub diferite forme. Situația generală prin care trece numărul 3. Situația generală prin care trece numărul 3. Ia uite. 29. Femeia divină, femeia corectă sau femeia matură? Am văzut împărăteasă. Vedem. Versus. Femeia care vă aduce confuzii, femeia care vă provoacă dureri, karmă, pentru care trebuie să suferiți. Trebuie să alegeți cum își pe apropo de justiție. Am senzația că unii dintre voi trebuie să... Ați ținut în secret, asta e. Ori voi, ori ei v-au ținut în secret, ori voi ați ținut în secret o atracție... Față de cineva care, într-adevăr, vă aducea extrem de multă fericire, dar vă stabiliza. Dar unul avea probleme ori în justiție, ori de încredere, ori niște frici care tot timpul sabotau relația. 2 și cu 9, 11 și 11, probabil asta e foarte important pentru voi în această perioadă. Uitați-mi cărțile. Numărul 3. Faceți curățenie în viața, în
În lumea voastră interioară, în relațiile voastre, interesant. Autor și școală. Muzica să fie important pentru unii dintre voi, dar muzica este un mod de a comunica. Probabil trebuie să învățați prin această școală să comunicați creativ. Eu știu. Și iar autorul comunică, creează. Interesant cum simt. Trebuie să studiați un pic cum să vă creați viața, fericirea aceea, idealul ăla pe care l-am văzut, cum să vă creați voi. Posibil că cineva vă inspiră. Posibil, dar mai vedem. Interesante cărți și la voi. Numărul 3. Numărul 3. Nouă de monede. A zis că cineva vă inspiră? O persoană independentă. Preîmpărăteasă, așa am văzut și împărăteasă. Probabil că vă inspiră într-atât încât vă doriți să fiți cu el sau cu ea. Vă inspiră la ce? La schimbare. O relație de roata norocului. Ia uite. O relație foarte pasională, dar care vă schimbă viața. De destin. O întâlnire, vreau să zic o întâlnire de destin. O întâlnire predestinată care vă ajută să vă regăsiți, să vă reînțelegeți eventual o dată, de două ori, de trei ori. Să renașteți, că tot am văzut judecată. Numărul 3, octombrie 2022. Regina de Cupe am văzut-o mai devreme. 4 de cupe, 2 de monede și regele de cupe. Ce frumos! Mai zic că cineva vă inspiră. Cum să vă creați? Regina de Pute își creează viața. Are o energie extrem de creativă, apropo de muzică, de scritură, de autor. Foarte vibrantă. În principiu, veselă sau măcar optimistă. Dar unii dintre voi v-ați întâlnit sau urmează să vă întâlniți sau poate sunteți voi. Iar variază de la om la om. Ori voi sunteți în această poziție și iluminați alte persoane, ori v-ați întâlnit, că am văzut roata norocului, v-ați întâlnit, vă întâlniți cu o persoană care inspiră și alte persoane. Sau măcar, dacă nu inspiră la vreo chestie de spiritualitate, măcar îi bine dispune, apropo de muzică. Poate cineva cântă, cineva face spectacol, nu știu. Sau are vreo chestie online, vreo... Da? Și eventual vă scoate din această stare de depresie, de lictis, plictis, supărare, 4 de cupe. Vedeți, în această cupă, aici curge curcubeul ăsta. Ce frumos. Dar voi priviți spre 3. Trebuie să alegeți, va trebui să alegeți la un moment dat. Să vă iubiți pe voi, să vă ascultați intuiția. Și să lăsați dragostea să se întâmple. Așa simt să zic. Să lăsați dragostea să se întâmple. Amândoi radiază lumină. Unul poate este mai extrovertit, altul introvertit. Dar rămâne de văzut, o energie și feminină și masculină. Deocamdată, hai să mai vedem. Iar apare roata norocului și 3 de spade. Ia, băi, deci o fericire extrem de mare. Soare și 10 de cupe, dar care v-a adus multă suferință, din ce motive voi știți. Și trebuie schimbată energia aceasta, trebuie schimbată suferința, poate despărțire, poate ceva, niște chestii în justiție. Niște chestiuni care țin de nedreptate, de confuzie. Aceasta trebuie schimbată. Poate cineva nu se simte suficient de... Eu nu sunt așa de radiant, de vibrant ca el, ca ea. Eu nu sunt așa. Nu, trebuie să ieșiți din starea asta. Pentru că voi sunteți în felul vostru. Regina de Bâte. Clarificăm Regina de Bâte.
Extraordinar, cavalerul de cupe și împărăteasă. Posibil v-ați îndrăgostit de o femeie care își cunoaște energia. Cavalerul de cupe e îndrăgostit. E un romantic, într-o anumită formă. Bine, poate nu toți aduc flori, dar îi palpită inima și de la cavalerul de cupe probabil ajungeți la regele de cupe dacă sunteți bărbați, eventual. Sau pur și simplu, voi știți că atrageți dragoste, atrageți cavalere, că na, sunteți regine împărătese. Dar, cavalerul de cupe și împărăteasă. Ce cuplu, da? Și aici este unul, se simte, eu nu sunt chiar așa, cum să fac? Nu știu cum. O situație cu multe frici, cu multe emoții, cu multă însingurare, dar cu multă înțelegere, empatie, regina de cupe. O situație pe care puteți să o transformați cu răbdare dacă vreți. Aveți această energie, repet, aveți această energie, bioenergie unii dintre voi, mai ales femei. Știți că dacă aveți răbdare, puteți să transformați acest cavaler într-un împărat, într-un rege. Dacă aveți răbdare, da. Ideea este... Ia uite, doi de cupe, două suflete perechi. Patru de cupe. Vedeți că etalele pot să fie și invers. Eu, în general, vorbesc aici despre femei, de poate sunteți bărbați sau invers, da? Vedeți unde sunteți. Dar totuși, etalare colectivă și sunteți măcar câteva mii de oameni care veți asculta, așadar. Ia. Patru de cupe și faeton. Nu, o stare de bine... de care a trebuit să vă eliberați, din ce motive, nu știu. O să mai clarific totuși faetonul. Faetonul merge către stea. Știți ce simt eu acum? Simt că cineva... a avut o romanță, ori voi, ori ei, cu voi, ori voi cu ei. Dar cineva știe că are mai mult de făcut în viață, are o misiune cu faetonul și cu împărăteasa, are o misiune publică. Și dacă această romanță stă oarecum iar valetul de cupe... stă în calea misiunii, aici e durerea și aici este justiția și aici este karma. Hai, mai vedem. Doi de monede. Posibil cineva e supărat acasă. Îi este dor. Patru de cupe. E dor de momentele frumoase care au fost între voi doi. Sau vouă vă e dor de ei, într-adevăr. Dar știți că trebuie să luați această decizie. Să vă vindecați că voi sunteți împărătese regine sau împărați împărătese. Ce sunteți voi știți? Regi. Știți că aveți o misiune mult mai largă, da? Măreață. Vă e dor momentele în care vă simțați împreună de atracția fizică, pasiunea pe care ați avut-o unul față de celălalt, dar unul este mai matur și am senzația că cel matur știe că... Au, sper să nu se... Nu. Nu te descărca, nu te rog frumos. Acum punem acesta, așa. Așa, 1.33. Vedeți cât pe ce să se descarce bateria. Sunteți undeva la limită. Hai că am încărcat-o, cavalerul de bâte, iar. Aveți încredere că va fi bine, aș spune. Doi de monede. Clarificăm doi de monede pentru numărul 3. Vezi? Bateria la 4 de cupe, da, v-a cam lăsat bateria. Vă e dor că vă încărca personajul respectiv, vă încărca sau pur și simplu voi, neapărat că vă încărca personajul respectiv, vă încărcați unul pe celălalt 4 de bâte. Vă energizați, vă dădeați încredere, dar... Faetonul știe că trebuie să meargă către stea, către destinul său.
E autor, e persoană care inspiră. Doi de monede pentru numărul 3. Oh, ia uite, turnul, mai separare. Asta e turnul, drăsnetul, 16. Asta e trezirea voastră, vă dați seama că... Mai, vedeți, apropo de stea, aceasta este o monedă care strălucește pe cer. Aceasta, da, își găsește roșu, stabilitatea pe pământ, e prima chakră. Aici este ultima, conexiunea cu divinitatea. Da, pasiune, este pasiune într-adevăr, dar voi știți că aveți mai multe de făcut. Sau ei. Eventual separarea aceasta dintre voi doi, da, eu, cineva se vindecă, își creează granițe personale, își reface aura. Ce nu? Nu? Nu accept pasiuni, nu accept atracții deocamdată. Am de vindecat, e o chestie și de energie. Mă teleportez în alte dimensiuni ca să-mi refac, să zic, energia, plexul solar. Probabil v-ați consumat aici foarte mult această pasiune. Ia uite, 7, 8. Da, vreau să merg, e o teleportare, vedeți? Să ies din 4 de spade, poate că cineva din copilărie, un fost, o fostă sau cu care v-ați simțit bine, dar... posibil un fost, o fostă ține încă la voi, dar ceva, e o chestiune mai degrabă, aș spune, de casă și de casă, stați un pic, de tradiție, de copilărie. Aș spune că aveți nevoie de maturitate. E cavalerul acela, îl vedeți ca pe un copil. Da, e un copil, e jucăuș, mă simt bine, dar am nevoie de un bărbat. Da? Am nevoie de o persoană loială, nu doar că drăgălașă, care să știu că stă lângă mine ani de zile, mi-e alături, mă apără, mă păzește, mă susține, mă... Da? Și vă vindecați, vă puneți în ordine gândurile și mergeți. E o chestie de meditație, mergeți în alte dimensiuni. Creșteți din punct de vedere spiritual. Poate scrisul, da? Poate ar fi bine să scrieți ceva unii dintre voi, dar bărbați, femei ce sunteți, vedeți unde sunteți. Poate că sunt ei aici, ele, nu știu. Încearcă să se vindece. Să se protejeze, să mediteze, să-și refacă energiile, pentru că turnul vine cu șocuri, da? Acum, turnul apare pe etalarea pe octombrie. Poate îl simțiți, poate l-ați simțit sau poate urmează să-l simțiți. În momentul în care îl veți simți, faceți meditație. Nu intrați în panică. Vedeți că și acesta, tot într-o stare de meditație. În momentul în care orice se întâmplă, voi trebuie să vă centrați în voi. Clarificăm regele de cupe. Pentru numărul 3, regele de cupe. Wow, ce-a sărit cartea. Stați un pic să o preiau de jos. Era 7 de monede. Da. Faceți meditație și nu uitați. Bărbați, femei, ce sunteți? Dacă voi sunteți cavalerii, veți deveni regi. Dacă... am zis, o energie feminină care știe ce are de făcut. Cu răbdare veți reconstrui mult mai bine orice vă se zdruncină acum în viața voastră. Relații, joburi, poate trebuie să alegeți. Între, cum am zis mai devreme, bărbați, femei, nu contează. Într-o relație bazată pe sex și o relație mult mai profundă cu femeia voastră divină. Sau cu o femeie conștientă de multe lucruri. Trebuie să fiți voi care trebuie să alegeți. Și această separare și această alegere vă zdruncină viața, pentru că vă separați de ceva care v-a creat obișnuințe, dependențe eventual. Pentru că turnul vine după 15, 16 vine după 15, turnul vine după diavol, după dependențe, după toxicitate, după...
Multe lucruri care nu ne priesc. Dar, cu răbdare, 7 de monede, vă veți vindeca, vă veți găsi dragostea vieții voastre, dragostea în voi, energia și lumina e în voi. Și totuși, dacă cineva vă inspiră la această lucrare interioară, este minunat. Eremitul, zodia Fecioare, pentru unii dintre voi. 6 de cupe, da, e o dragoste. E o dragoste, în primul rând, pe care o descoperiți prin întâlnirea cu cineva, foarte special. Și, în primul rând, o dragoste pe care o descoperiți față de voi. Dar, această dragoste, deocamdată, e în tăcere. E într-o... Ce remitul ține de meditație? Într-o analiză a voastră, a lor, a ambilor. Da, vă e dor cu 5 de cupe, vă este dor, vă va fi dor de Marea Preoteasă, eventual. Dar dorul acesta este necesar să-l vindecați ca să înțelegeți aspecte mult mai profunde, aș spune. Apropo de școală, de muzică, de creativitate și de exprimare. Unul dintre voi, pentru că aici sunt două personaje masculini, interesant, aici e masculin și aici e feminin. Unul dintre voi este mult mai expresiv, cred că energia feminină e foarte expresivă. Energia, nu zic femeia, musai. Și celălalt mai puțin, dar... Interesant ce simt, cineva și-a schimbat locația. O, da, cineva a plecat, 4 înseamnă casă. A fost fain acolo. Și a trebuit să plece. A trebuit să plece către, face parte din viața sa, din, eu știu, ce a fost stabilit pe acest pământ. Da? Trebuia să plece. A plecat. Și cuiva îi este dor. Și plecarea asta aduce separare. Și aduce și acest dezechilibru, să zic, și nevoia de a alege. Ce fac acum? Sunt singur? Sunt singură? Trebuie să mă reconstruiesc? Să-mi găsesc fericirea în mine până nu-mi reîntâlni? Interesant, nu știu ce simt nevoia. Poate cineva care poartă barbă, bărbiță. Cred că vă... Separarea asta de cineva care v-a adus multă bucurie. Firele astea albe, știți, țin de maturitate. Este necesară pentru maturizarea cuiva. În mod special, vedeți? E, interesant. Interesant, vedeți? Aici e bărbatul tânăr și aici este un pic mai matur. Deja are barbă, are câteva fire albe în păr. Poate se întâmple peste noapte, în câteva săptămâni, în câteva luni, în câțiva ani. Este o transformare. Dar vedeți voi, această transformare se face într-adevăr cu răbdare. Trebuie să vă găsiți stabilitatea, rădăcinile, oriunde ați fi. Iar e o expresie, dar atât de profundă, dacă ați înțelege, să vă găsiți rădăcinile oriunde ați fi. Repet că e necesar. Și să vă alimentați cu emoții pozitive această rădăcină. Interesant că aveți apă și pământ. Emoții. Emoțiile sunt cele care generează gândurile și gândurile, acțiunile. Inspiră acțiunile. Focul, energia. Dacă aveți emoții pozitive, gândurile sunt pozitive și energia, bioenergia voastră este pozitivă și atunci tot ce e materie, inclusiv voi, crește. Altfel, nu. Nu vreau să fac multă filozofie, dar era necesar pentru unii dintre voi care vreți să mai învățați și altceva, da? Of, of, of.
Curățăm cărțile pentru numărul 3. Dați un pic, o să mișc o leacă masă. Am venit pe partea cealaltă. Interesant. Ce vreau să mai zic? Această reîncărcare, că tot am încărcat bateria acum, a voastră, este foarte, foarte necesară. Iar este o schimbare de 360 de grade între cum erați sau ei cum sunt, au fost și vor deveni, sau voi între cum erați și cum veți deveni. Curăți în cărțile. Clarificăm. Ce să mai clarifici? Da, pasiune cu un suflet care vă este foarte, foarte drag și pe care îl simțiți că vă înțelege, Marea Preoteasă, dar de care vă e extrem de dor. Extrem de dor. Da, a fost atracție, cavalerul de bâte, dar nu e suficient pentru împăratul și împărăteasă. Asta vrea împărăteasa să fiți, nu cavaler, împărați. Persoane asumate, persoane responsabile, persoane protectoare. Ia uite, diavol. Ai, vorbeam de diavol, iaca. Vorbeam de lup și lupul la... aici, la capătul setului de cărți. Ai, interesant. Am zis lup. Poate unii dintre voi, lupul trăiește în haite și se organizează. Unul dintre voi, și am văzut și împăratul și diavolul. Unul dintre voi, energia masculină a trebuit să devină alfa. Alfa. În fine, mesaj. Da. Ia uite. Asul de spade. Trebuie să vă vindecați. Să vă clarificați emoțiile, să vă vindecați de frici, să vă puneți mințile în ordine, gândurile în ordine, ca să manifestați această întâlnire, reîntâlnire, nu știu ce va fi, când va fi, acest moment de bucurie, de implicare ambilor, ambii, da? Ambii. Ia, vreau înainte să clarific asta, ia. Clarificăm turnul. Clarificăm turnul. Așa, la voi se simte o nostalgie, un dor. Turnul, ia uite, doi de spade. Posibil, afară de aceste alegeri pe care trebuie să le faceți, voi, ei, ambii, trebuie să și blocați. Trebuie să blocați ce nu mai corespunde nevoilor voastre interioare. Ați văzut, de fapt, unde este fericirea, cu cine este fericirea, acum vă este dor de ce a fost frumos. Știți că trebuie să vă luptați. Eu am senzația că energia masculină trebuie să se lupte. Regele de bâte, asul de spade, să-și găsească adevărul. Să-și găsească puterea. Apropo de alfa, regele de bâte, ia uite, alfa, alfa. Dar asta va veni în timp. În primul și în primul rând trebuie să vă vindecați, trebuie să deveniți stabili, că împăratul e și emoțional, și stabil, și alfa, și în toate felurile. Ia, mai dăm o carte pe doi de spade. Uf, ia uite, îndrăgostiți-mă, deci tot alegeri, alegeri, alegeri. Și blocaje. Clarificăm și faetonul. Ia uite, mai. Sper să nu se miște acum nimic. Faetonul, șase de cupe. Asul de spade. Unii dintre voi merg spre un loc în care au născut, s-au născut, spre un loc, locul copilăriei lor, unii, nu toată lumea, altul merge, sau unul sau altul merge către un fost, o fostă.
Însă, adevărul este că situația asta vă face puternic și pe unul și pe altul, pentru că vă ajută să, în această separare, să vă gândiți, dar eu ce am nevoie? De relația karmică, de locul natal, de locul în care m-am născut sau de altul în care mă pune în lumină sau altul în care e la distanță. În fine, vedeți, e necesară mai multă muncă. Dragoste. Puf. Hai, clarificăm, curățăm cărțile pentru numărul 3. Clarificăm Regina de Bâte. Extraordinar. Regina de Bâte, Regele de Monede și Cavalerul de Bâte. Da, atracția a fost. Cavalerul de Bâte, Cavalerul de Cupe. Atracție fizică foarte mare a fost între voi doi. Dar personajul acesta, aici e energie feminină și aici este energia masculină. Personajul acesta venea, pleca, posibil mai avea o altă relație cu Regele de Monede, probabil că era căsătorit sau avea o relație de lungă durată sau era prea fixat, interesant, pe zona, pe aspectul material și fizic, și material, pe aspectul fizic al vieții, sexualitate, bani și cam asta e. Și aici este întâlnirea acestui personaj cu... A crezut acest personaj că e doar atracție fizică și că această femeie divină, interesantă, această femeie foarte specială, împărăteasa, puternică, creativă, încrezătoare, care știe ce are de făcut în viață, a crezut că e doar o tipă sexy, vibrantă, simpatică, care râde, care la 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 la, cântă, eu știu, fredonează, ce-o face. Însă a fost o romanță, da? Dar ori această romanță îl cheamă pe acest personaj să devină rege, cum a zis mai devreme, un om asumat, un om cu rădăcini și cu emoții și cu rădăcini și încrezător alfa, că tot am văzut, ori posibil pentru unii, că am zis, că acest personaj să meargă înspre un ex, o ex, acest personaj să se ducă la... Ia uite, justiția, e căsătorit. Posibil căsătorit sau cu un alt contract sau cu o relație karmică. În spate. Clarificăm 4 de cupe. 2 de bâte. Aici e supărarea, că trebuie să aleagă. Iar trebuie să mă duc la fostul, la fosta. Poate și supărarea celui care, sau celei care pleacă la locul natal. Iar trebuie să mă duc acasă. Ce plăcut era, când eram cu chirie. Zic și eu. Ca să înțelegeți ce fain era când eram cu chirie. Acum trebuie să vin iar acasă și să vindec, eu știu, karmele familiare. Da, un exemplu, nu trebuie să fie aici, da? Loc karmic și loc care permite expansiunea. Aici este. Alegerile unuia atrag și alegerile celuilalt. Ia uite, Regina de Cupe. Faetonul și Regina de Cupe. În primul rând, ia uite că exact aici e faetonul și 6 de cupe. Posibil unii dintre voi vă gândiți la o reîntoarcere sau ei se gândesc la o reîntoarcere și o împăcare. Poate că acest... Da. Pentru că e dragoste. Posibil și asta. Clarificăm 2 de monede. Dar în primul și în primul rând am văzut Regina de Cupe și apare și Regele de Cupe. Ce va fi la un moment dat după ce se va face această alegere, ce va fi profund, nu va fi doar strict sexual, va fi profund. 2 de monede, clarificăm 2 de monede. Justiția, asta e. Cine a plecat? Cine s-a separat, cine a făcut primul pas de separare sau cine a atras separarea, și unul și altul poate, a făcut-o din cauză că a fost, s-a simțit, s-a conștientizat, s-a intuit că este un contract, este o relație karmică și o relație liberă, necontractuală, să zic. Și atunci, ce faci? Între mine și X? Între X și Y?
Nu, nu merge. Și atunci cine a simțit că e o chestiune de nedreptate, că aici se ocupă egală, da? În echilibru, vreau să zic, nu egală. Cine a simțit că lucrurile sunt dezechilibrate, nu a zis, nu, eu vreau dreptate. Și atunci blochez doi de monede, blochez du-te vină, blochez cavalerii, blochez oamenii care mă pun în posturi doar de iubit, iubită. A? Vreau dragoste. Și vreau echilibru, vreau dreptate. Și atunci se manifestă turnul, separarea. Poate să fie și trezirea cuiva. Băi, ce am făcut? Poate să fie interesant. Și trezirea, turnul este și trezirea cuiva. Ce pui mea am făcut? Când aveam în mână, să zic, o variantă super bună, am lăsat-o pe ceva trecător. Posibil și asta. Ce am făcut? Când am fost corect. Și nu mă gândesc musai la... Și când vorbesc de corectitudine... În fine, nu mai... N-are rost să dau sfaturi și lecții de corectitudine acum. Fiecare înțelege această corectitudine în felul său. Putere. Da, mare preot. Cineva a fugit de la o căsătorie, dintr-o căsătorie. Ia uite. A fugit dintr-o căsătorie către, ia uite, femeia sa divină și ce și-a atras? Suferință. Și ia uite și turnul. Suferință și ei și lui. Dar ea știe să se vindece. El încă mare de învățat. Clarificăm regele de cupe. Și uite așa. Înveți să iubești. Regele, extraordinar. Asul de cupe, măi. Această dragoste se naște acum, dacă nu s-a născut până acum. Și împărăteasa? Această dragoste se naște acum. Eventual, împăcarea va veni mai greu. În momentul în care personajul care a fost mai fluctuant, mai neasumat, posibil energia masculină, nu obligatoriu, dar posibil energia masculină, când va învăța să fie asumat, cum am zis mai devreme, dați în urmă, va putea să vină cu un gest de împăcare, va putea să ofere ceva pur, ceva valoros, ceva profund. Unui personaj care are nevoie de profunzime. De două ori împărăteasă, am văzut și împăratul, da? Da, trebuie să lucreze la stabilitatea sa financiară și trebuie să renunțe la confuzii și să învețe și la opțiuni și să învețe, să se iubească, să învețe să se aprecieze, să... Doar atunci va putea să-și atragă și iertarea, și binecuvântările, și multe. Acum vedeți cum vă așezați în această etalare. Pentru unii poate să vină o nouă dragoste, trecând peste ce s-a întâmplat, în momentul în care blocați personajul care a fost nedrept, care a junglat între voi și altcineva. În momentul în care blocați, alegeți, dragii mei, doi de spade, dragoste. Că sunteți împărătese. Și dragostea va veni, probabil, de la un personaj care vă așteaptă, care lucrează cu el, cu ea, de mai mult timp. Poate să fie alt personaj acesta, nu cel despre care am vorbit. Acesta să fie, probabil, personajul cu care ați avut de-a face, să fie mai degrabă pământ și foc, planete în pământ și foc. Și acesta să aibă pământ și apă. Și un personaj care așteaptă de mult timp să își exprime dragostea.
Da. Interesant ce a venit. Iertați! Nu uitați că sunteți iubiți de univers, treceți de orice insecuritate și începeți și vă conduceți viața. Bărbați, femei, nu contează. Conduceți-vă viața după principii sănătoase. Și va fi să străluciți la un moment dat cândva sau în continuare trebuie să străluciți. Apropo de misiunea pe care știți unii dintre voi că o aveți în lume, unii, unele în mod special, energiile feminine. Energiile feminine. Poți să fii și bărbați în energia lor feminină. Ah, ce frumos! Alegeți, apropo de alegeri, alegeți dragostea. 2 și cu 1, 3 și 33. Iar 33 este număr maestru. Iar 3 și 2 și cu 1, 3. Chestiune de comunicare. Am zis cineva, trebuie să învețe să aprecieze orice primește, să nu mai desconsidere, să nu considere că e o chestie trecătoare. Orice situație este o oportunitate de a crește și de a găsi dragostea. Dragostea în sine și în persoana din preajmă. Nu e doar sexualitate cu această scoică, e un adevărat univers care se creează în această întâlnire, din această atracție. Da? Și orice alegere o faceți, trebuie să o faceți cu dragoste. Alegeți dragostea, dragostea față de voi și va fi și romanță. Dar nu doar romanță, interesant. E o romanță care trece prin foarte multe, dragostea îndură. Am zis, cuiva este foarte dor, poate și vouă vă e dor de atingerea lor, de sărutările, de îmbrățișările lor, dar cuiva este foarte dor de voi, energiilor feminine mai ales. Ia uitați, cum strălucește câte steluțe are în jur, cum scripește, apropo de împărăteasă și regina de bâte. Da? Câte lumini. Probabil că multă lume vă dorește, dar acest personaj despre care sper că știți cine este, da? Despre care am vorbit până acum, este dor imens de voi. 4-7 să însemne ceva. Iar 11-11, 11-29, 4-7, toate ajung la 11. Și 33, iar, nu uitați, 3 și cu 36, dragostea, colaborarea, se face prin construcție, prin creativitate, 3, împărăteasă, și prin comunicare, dar și unul și celălalt. Aici e justiția, aici este echilibru și unul și celălalt, nu doar unul. Degeaba ai tu, femeie divină, energie feminină, forța, inspirație pentru mulți alții, forța creativă, răbdarea, 7 de monede, să gestezi, să creezi diferite chestii în tine, proiecte și să le scoți la lumină, dacă nu și cealaltă persoană. Da? Sunt 2 de 3, nu-i doar 1 3. Aveți foarte mult 3, 3, 3, 3 și 11, iar să repetă. Sper că v-a plăcut, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup numai bine. Ia, uite cât.